scandalul ofițerului acoperit, care cu permisiunea dumneavoastră... Subiectul trecutului. Și subiectul trecutului. Cu permisiunea dumneavoastră m-aș întoarce ceva mai mult în timp. Acum aproape 10 ani, dumneavoastră înși v-ați fost acuzat că ați fi fost ofițer acoperit de către domnul Mircea Răceanu, fost diplomat, condamnat la moarte de Ceaușescu în 1989 sub acuzația de spionaj pentru Statele Unite ale Americii. El a scris într-o carte că dumneavoastră, alături de alte personalități, ați fi fost ofițer acoperit al fostei securități. Ați spus atunci că îl veți acționa în judecată. Ați făcut-o? Nu, n-am făcut-o, că mi s-a părut stupid și n-am putut să obțin hârtiile necesare care să nege nici de la SIE, nici de la SRI. Ceea ce însă cum adică să... stați că nu înțeleg, cum adică n-ați putut să obțineți hârtiile? Am făcut niște adrese oficiale și mi s-a spus că nu figurez în evidențe, atât. Dar nu, altceva nu mi-au spus nimic și nu puteam să, pe această bază, să încep o acțiune. Dar, de fapt, lucrul e foarte simplu. Nu înțeleg care e problema. Tot ce e înainte de 90, pentru că acuzația domnului Răceanu, înțeleg că era referitoare la activitatea mea dinainte de 1990, este de conspirat să găsesc material la CNSA. S-am candidat de 4 ori la Senat, de fiecare dată am fost verificat. Au mai fost și alții care au verificat direct. Cine? În arhivele serviciului. Fost șef care au avut această curiozitate, așa că nu e nicio problemă. Vă rog să mă credeți. Nu e nicio problemă, în ce sens? Nicio problemă, în vreun sens că aș fi avut vreo legătură cu securitatea, nici ca informator, nici ca ofițer activ, nici ca ofițer acoperit. Acum o să vă rog să-mi satisfaceți o curiozitate, cu mare plăcere. Mult mai tânăr, și anume, cum putea fi cineva pe vremea comunismului, mai precis, în anii 60, așa, să facă facultate la Geneva, ca dumneavoastră, fără aprobarea securității? Din ce am citit, nu se prea putea face asta. Foarte simplu. Am avut nevoie, ca să plec la studii în străinătate, de o singură aprobare. Aprobarea secției relații externe a CCR-PCR, pentru că nu eram membru de partid. Această aprobare mi-a fost dată și nimeni nu mi-a cerut niciodată vreo altă aprobare. Deci nu ați avut aprobarea securității? N-am avut, gândiți-vă că... Deci puteau pleca la studii în afară, așa... Da, sigur, și au plecat foarte mulți. Dacă aveți impresia că eu sunt singurul... Din generația dumneavoastră, din generația... Afară, așa, din ce vă amintiți, oameni... Da, să spun cei cu care au fost cu mine la institut. Au fost sute de oameni în străinătate la studii. Eu am fost nu la studii la facultate, am fost la studii doctorale, deci mi-am făcut un doctorat, nu era vorba de facultate, de studii universitare, un doctorat. Au fost sute, dacă nu mii de oameni. Gândiți-vă că anii 60 au reprezentat în România o perioadă de deschidere. Am fost la doctorat împreună cu, nu vreau să invoc, că după aceea mă trezesc cu cine știe ce, dar pot să vă dau un singur exemplu. Am fost cu actualul patriarh în aceeași perioadă. Dânsul făcea studii, doctorat în teologie, eu îl făceam în studii sociale și politice. Am fost cu Popiftenie, am fost cu foarte multe lume. Cu domnul care... Sârbu a fost? Care Sârbu? Ilie. Nu. Nu. Nu l-am cunoscut niciodată înainte de a fi în Parlament. Tot în discuția aceasta despre ofițerul acoperit, în ultimele zile pe televiziune a fost recurent adus în discuție numele fostului mare spion al României, Mihai Caraman. A fost invocat de foarte mulți. Da, n-am urmărit foarte atent. A fost ca un exemplu, de ofițer al fostelor servicii românești. Somitate. Dumneavoastră, ce părere aveți despre domnul Caraman? Cum îl considerați? Nu am cunoscut activitatea. Știu doar că a fost implicat probabil după plecarea lui Pacepa, nu-mi dau seama foarte bine cum a fost, într-un mare scandal cu spionaj la NATO. Înainte de Pacepa. Așa, este singurul lucru pe care știu. Nu l-am cunoscut. L-am cunoscut acum, după 1990, pentru că o dată pe an, la ziua Serviciului de Informații Externe, sunt invitați și toți foști șefii Serviciului de Informații Externe. Nu pot să-mi fac o părere despre
spunem, partea profesională ce a făcut, este un om obișnuit, un om normal, cu care se poate discuta foarte, foarte bine, dar nu sunt un specialist în materie de istoria spionajului român, ci nici măcar un specialist în spionajul Serviciului de Informații Externe. Curiozitatea era mai precisă dacă considerați că ce a făcut prin anii 60-68, și anume penetrarea NATO, a fost o performanță sau nu? Din punct de vedere profesional a fost o performanță, din punct de vedere politic nu cred că ne-a dus foarte multe, mai ales că România nu avea probleme reale în relația cu NATO. Cei care aveau probleme reale în relația cu NATO erau cei din fosta Uniune Sovietică, nu noi. Dar încă o dată vă spun, chiar nu știu despre ce vorbesc, să fac apreciere, mi se pare hazardat.